Mulțumesc că e foarte greu să spun ceva, aveam niște idei, dar m-ați băgat într-o ceață intelectuală care m-a cuprins și asupra din care aș vrea să ies numai un pic. Hai să mă aleg de cuvinte prima dată. Eu fac o mărturisire că ce-am citit până la vârsta asta, nu am găsit o elocință și o înțelegere mai curată a cuvintelor, decât în Sfintele Scripturi. Deci am citit inclusiv savanți, am citit și filozofi și nu mai zic ce se scrie astăzi. În raport cu ceea ce scrie în, cum zic eu, în Sfânta Scriptură și în celelalte scrieri, incontestabil, e altceva, adică nici măcar nu pot să compar. Pentru că toate au fost trimise de la Dumnezeu, prin proroc sau prin sufletul celui care le-a scris. Niciodată nu au scris nici măcar evangheliștii, nici măcar apostolii, n-au scris ei ca persoană. Toate le-au fost transmise, știm bine și nu mă bag în lucrul ăsta. Referitor la subiect, scopul meu este, ca întotdeauna când mă bag în, așa, în seamă, este să nu luăm totul așa ca o nenorocire fatală, când picăm în pesimism, în deznădejde și depresie. Crizele, în general, în marea lor majoritate, au produs lucruri bune. Crizele sunt recunoscute științific și filozofic ca factor de progres. Ar exista progres dacă n-ar apărea o situație limită. Și atunci oamenii au găsit soluții să iasă din acea criză. E adevărat că, de regulă, în urma unor mari crize, au apărut revoluțiile. Iar aici, într-adevăr, să cam desfac apele, revoluțiile au fost și bune și rele. Dar dacă mă duc și mai departe, și mă duc chiar la primul capitol din Facere, văd acolo că și Dumnezeu a făcut un lucru și a văzut că e bine. A mai făcut ceva și a văzut că e bine. Noi am făcut Revoluția Bolșevică și peste 70 de ani am văzut că nu-i bine. Și ce au făcut? Au dat-o înapoi. Au dat în altceva. Noi am făcut și noi Revoluția Socialistă și după 50 de ani am văzut că nu-i bine. Acum, e adevărat, e greu de intuit, ca să spun așa, de la bun început, ce e bine și ce e bine. Dar vedem că totuși a existat un echilibru de-a rândul istoriei omenirii, în care toate au revenit la bine. Adică eu cel puțin, sau vă rog să mă contraziceți dacă cunoașteți, lucruri care au pornit... Au fost și, mă bag într-o prostie, au fost și lucruri care au pornit rău și până s-au transformat în bine. Numai că în zilele noastre, foarte multe lucruri care le considerăm proaste, și bag acum în mâna buzunarul, nu știu unde țin, că nu vreau să dau mereu de el, pătrățelul ăla electronic, care l-am, cum zic eu, toată lumea la e o pacoste, dar dacă aș întreba acum, nu 100, 1000, de, probabil că unul care nu are telefon ar spune că e o nenorocire. Bolșevicii de la început au început dărâmând biserici, au mărit creștini. Din start s-a știut că e rău. Fără niciun dubiu. Și la francezi la fel, au masacrat. Deci nicio revoluție n-a început bine, domnule. Deci nu a fost nimic bun de la început. Nici măcar asta de la noi n-am spus. Dar asta m-ați înțeles greșit. Nu, și n-aș vrea să rămân așa. N-aș vrea să rămân așa. Eu am spus că orice revoluție, niciuna n-a apărut din senin, exact cum foarte bine ați spus. De regulă au apărut în urma unor crize. Că revoluția, criza aceea a fost rezolvată într-un fel sau altul, s-a constatat ulterior că a fost bine sau a fost rău. Deci cum au pornit alte... Nu intru în detalii acum și istoria omenirii privind revoluțiile. Mă rog, m-a tulburat și mi-am și notat aici, să văd dacă nu cumva, încă un lucru despre pruncucidere.
Și asta s-a mai întâmplat. Acum nu știu câte mii, câte zeci de mii de copii sunt uciși, dar a fost unul irod care a omorât și ala câteva zeci de mii. A fost un eveniment acela unitar. Da, părinte, un eveniment. Dacă în toate cetățile cucerite, mă duce acum aminte când vine primul, într-adevăr, la dureros, că l-am văzut la fața locului, Masada, când romanii în anul 70 au început acolo, iar au fost câteva mii de... Acum eu nu spun că, domnule, e bine sau e rău. Au fost evenimente de astea și vreau să mă înțelegi, aș vrea chiar să comentați un pic faptul că aceste nenorociri nu trebuie să ne ducă la dezlădejde. Deci toate trebuie să ne întărească și să, cum zic eu, să ne creeze o putere de luptă împotriva răului și nu o complace sau o tratare ca o, știu, o năpastă asupra căreia nu avem nicio putere. Avem chiar toate puterile avem. Deci asupra sufletului nu are voie să ne atace, iar ispitele depinde de noi cum le depărtăm. Mai uitați. Da. Iar aici am avut parte de mai multe provocări. A zis că n-a existat, sincer vă spun, nicio revoluție. Nu există revoluție. Revoluția gerilică e tot acest proces de transformare a omului și a lumii, iar revoluțiile astea nu-s bune. E adevărat că ei s-au folosit de anumite șmecherii. Mă o clipă! Revoluția... Așa, ziceți. Apropo că v-ați interpretat cu revoluție bună. Astăzi este 24 februarie. În 1582, pe 24 februarie, Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian. A fost o revoluție. Credeți că a fost bună sau rea? E destul de complicat. Dacă stăm și îl citim și pe... Cum e cu arta asta, cu sărbătoarea la români? Băncilă? Da, Băncilă, Vasile, nu? Așa. Are un text minunat împotriva schimbării calendarului și nu numai. Deci nu e, și n-a fost chiar, și nu, n-a, poate că n-a fost, nu, n-a, la asta nu m-am gândit, dar nu e chiar o revoluție, e ceva, e o modificare. Dar nu au fost revoluții bune, pentru că nu există, ea nu poate să fie bună. Și nu a existat un bine după, un bine, iar criza de dinainte era o criză, de fapt nu era o criză, era dorința unora de a pune mâna pe putere. Criza era doar faptul că ei era o criză, că nu puteau ei să pună mâna pe putere altfel. Deci nu există criză, nu există, așa, și vreau să spun că ei s-au acoperit, revoluția tehnico-științifică, iată ce, iată, dacă folosim, revoluția medicală, revoluția nu sunt revoluții, este o evoluție a științei și a tehnicii, nu este o revoluție, nu s-a schimbat odată tehnica, nu a fost înlocuită știința și tehnica de la un dat cu altceva, ele continuă, funcționează, nu a fost o revoluție. Și dacă stăm să ne gândim, nu sunt chiar atât de multe beneficiile dincolo de comoditate, confort, care ne taie foarte mult din avântul credinței și din disponibilitatea la luptă cu diavolul, nu sunt așa multe avantajele, ba din contră. Ne învață călduți, ne învață prăpădiți, ne învață, nu mai mișcăm, ne deteriorează și trupul până la urmă, sufletul în primul rând, ne dă și trupul, devenim niște moluște, mâine, poi mine ne... și nu mai avem nevoie de... Asta este, deci nu, nici revoluția tehnică. Rezultatele ei sunt folosite chiar dacă stau la dispoziția tuturor și pot să fie... aflăm și noi de ele, dar sunt folosite cu precădere, către lucruri rele. Telefonul ăsta mobil, smartphone, nu telefonul mobil, ăla care eu am unul de ăsta așa. Am nevoie de mai mult de telefon. Sună cineva, sunt pe cineva. Smartphone-ul. Sunt atâtea studii și atâtea chestii îngrozitoare despre ce fac copiilor. Despre cum vor veni niște generații terminate, niște generații sărace care n-or să aibă niciodată bucuria copilăriei, tot ce înseamnă copilăria adolescență.
Este, vor veni, asta este, e adevărat, sunt de acord, nu trebuie să ne panicăm. Noi, când vorbim de aceste lucruri, le conștientizăm și ne ajutăm în luptă. Pentru că dacă te duci în luptă confuz, te trezești că ei și dai în ai tăi cu sabia, în loc să dai în aia. Asta este. Iar ziceați că științele și filozofia care atestă posibilitatea pozitivității unei crize, dar științele și filozofia, științele ca științele, dar filozofia ce e? Că filozofia nu e niciun caz de la Dumnezeu. Că e tot din partea asta, la ideologia înainte de altceva a pornit prin filozofie mai debut. Și se folosește doctrinarea și atunci. Deci, asta este. Dar sunt de acord, că sunt cu totul de acord și de-aia vorbesc. Și eu mă și implic, adică în niciun caz nu trebuie să ne așezăm ca bou pe coadă. Și să plângem. Să zicem că s-a terminat. Da. Da, evident, întâlnirile noastre sunt pentru a lupta. Deci nu, da, bineînțeles. Nu cădem. Dar doar că am reușit de câteva întâlniri să identificăm câteva caracteristici, să zicem, ale doctrinei vrăjmașului, ale felului în care el acționează asupra noastră. Și astăzi, dacă tragem această învățătură, să folosim cuvinte care sunt cuvinte ale lui Dumnezeu, bineînțeles că aici am foarte mult de vorbit, dar nu vreau să vorbesc acum, totuși să folosim cuvinte și în vorba, în vorbirea curentă, cuvinte care să nu se, adică să nu ne temem, propriu zis, de eticheta care ne se va pune când rostim un cuvânt. Știți că, până la urmă, cam aici e. Noi ne temem de etichetă. Vă rog, vreți. Adică ne temem de a deveni mărturisitori. Exact. Dar minte, exact, mucenici. Exact. Păi dacă ne mărturisitori, ne deci teamă. Acum noi asta spunem. Hai să devenim, să mărturisim. Și dacă începem de la lucruri simple, prunc ucidere, cum a zis. Da. Familia înseamnă un singur lucru, punct. Nu înseamnă mai multe lucruri. Dar aici n-am fost decât 3 milioane care am reușit să spunem. Poate dacă aveam discuții din acestea înainte și nu trebuia să punem problema că l-a inițiat Dragnea și că nu mai știu ce s-a întâmplat pe acolo și ne uitam atent la numai și numai la cuvânt. Un cuvânt despre care n-a spus. Nu vi se pare ciudat că de vreo 2 ani de zile auziți tot timpul cuvântul gen? Când vă duceți, vă rog frumos să vorbiți cu copii. Și o să vedeți că ei nu mai spun un lucru ca acela. Gen acel. Gen, 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 gen. Ca să poți să intri după aceea și să spui teoria genului. Deci trebuie să-ți intre bine gen, 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 gen și gata. Că după aia spune el ce înseamnă gen. Vă rog. Și nu am fost decât prima parte din conferință. Însă, referitor la cuvinte și la ce am prins, aș vrea să fac și câteva observații. Încercarea de a se schimba sensul unor cuvinte a apărut ceva mai înainte. Și astăzi suntem puși în fața faptului că anumite cuvinte care au un sens foarte clar la origine sunt percepute prin propagandă ca fiind altceva. Și vreau să dau unul, două exemple. Unul, cuvântul de naționalism, naționalitate. Naționalismul, prin definiție, nu este absolut nimic rău. Este vorba de a-ți recunoaște origine, de a-ți promova valorile, de a-ți iubi strămoși. Nu este absolut nimic rău. S-a lucrat foarte mult pentru a pune în înțelesul cuvântului naționalism, înțelesul a două cuvinte care nu sunt bune. Și anume xenofob și șovin. Xenofob, fobia de străini. Nu e bun. Șovinismul la fel. Este ur. Nu sunt bun. Dar naționalismul include, nu exclude. Câți dintre noi astăzi ne mai putem declara naționaliști? Eu nu o fac. Cu sensul corect al cuvântului. Dar din păcate, se încearcă a se da alt sens. Un alt exemplu care încă mai este lupta în zilele noastre. Acela de laicitate. Unii se luptă pentru un stat laic, da.
Dacă ne uităm în istorie, la noi și în cele mai multe țări, statul tot timpul a fost laic. Dar statul laic nu implică statul desacralizat. Și ceea ce se încearcă astăzi este a se pune în înțelesul cuvântului laic, înțelesul de secularist, desacralizat, care sunt altceva. A fi laic în sensul corect al lui, cu toți suntem aici laici, de părintele care sunteți și din corpul eclezial, dar nu suntem nici în afara bisericii, nici în afara sacrului, ci doar parte în formă laică. Și pentru să vorbim acum de filosofie, filozofie, aș vrea să dau și aici o mică precizare și cu mare atenție. Ca să vedeți prin simpla schimbare a unei litere, cum se poate ajunge la două înțelesuri total opuse. Filosofia. Sofia, înțelepciune. Iubirea de înțelepciune. Dar zofia. Cine știe în limba greacă zofos ce înseamnă? Este întuneric. Așadar, filozofia e iubirea de întuneric. Filosofia e iubirea de înțelepciune. Așadar, printr-o simplă schimbare a unei litere, sensul profund este total diferit. De aceea trebuie să fim atenți când ne folosim, pentru că cei mai mulți, poate în comunitate, poate că odată ce ar fi plăcuța universității la facultate să ia de filozofie, nu de filosofie, s-a împlinit un termen, dar cu un alt sens. Deci de aceea cuvintele, într-adevăr, trebuie să știm să le folosim, să le cunoaștem înțelesul, dar și înțelesul inițial și cu argument, cu definiție. Pentru că altfel, ni se pun în față o grămadă de modificări din acestea și care nu sunt bune. Deci în această luptă a războiului într-un cuvânt, da? Cum a spus, trebuie să cunoaștem termenii, sensul inițial și să-i și folosim, nu să ne ferim de ei. Mulțumesc! Guru! Mulțumesc! Dacă mă înțeles corect, revoluția este are legătură cu ceea ce se numește dialectica hegeliană, în care cineva vine și propune o criză, fără ca majoritatea oamenilor să înțeleagă despre ce e vorba, și ulterior vine cu soluția, cu ieșirea din criză. Vin soluția respectivă. Pentru exemplu, coronavirus, ei aduc virusul, ei aduc vaccinul după aceea. Și dacă am înțeles bine, ieșirea din țară care are legătură cu contrarevoluția și aș vrea să ne dați câteva exemple de contrarevoluție. Da, mulțumesc. Păi prima contrarevoluție a fost, am spus, prima contrarevoluție și restaurare a fost întruparea lui Hristos. După lunga perioadă de păgânitate dinainte, eu când am vorbit de revoluție, deci am vorbit revoluție ca termen generic, care însumează toate procesele, toate manifestările, toată această punere în scenă uriașă, toate aceste scenarii ale diavolului pentru transformarea omului și a lumii în opusul a ceea ce a creat Dumnezeu și revoluțiile locale, stradale sau astea, care sunt niște... N-am vorbit de criză la revoluție, aici a vorbit domnul Arat. Eu am zis că sunt niște momente în care se decide accelerarea distrugerii omului și a societății prin acapararea puterii lumești și apoi prin teroare, cum a fost la Revoluția franceză și la Revoluția așa. Și multe alte, și a fost, nu știu dacă știți, de Revoluția turcă, care a fost tot în 1916 și care a avut, printre altele, ca efecte și genocidul armenilor și alte chestii, multe. Deci toate astea, nu există revoluție cu rezultate. Dar vreau să spun aici, apropo, uite că o să începem să facem deja un dicționar al cuvintelor, și mă și gândeam că o să poate să mă duc. Dar aș vrea să... apropo de naționalism și de... Am o problemă mai nouă la naționalism. Naționalismul este, și națiunea și naționalismul sunt cuvinte inventate la Revoluția franceză. Nu există.
Națiunea au inventat-o ca să înlocuiască ce? Regalitate. Trebuiau să găsească ceva. Și au zis că fac națiunea. Era regatul. Era... Și a zis ceva. Națiunea. Cu Dumnezeu, națiunea care e națiunea. Așa cum au inventat, că vedeți că ei înșiși inventează și pe urmă își autodistrug lucrurile pe care le inventează. Atunci când le trece, cuvântul expiră. Cuvântul lor nu rămâne în veac. Nu rămâne, dar nu rămâne, oricum nu rămâne în veac. Asta da. Dar pe de altă parte, îl folosesc cât au nevoie. Cât au avut nevoie de naționalism, a fost bun și ăla, au distrus regate, imperiile, au venit cu, ce, cu republicile, cu națiunile, până la urmă, gata, nu mai sunt bune, pentru că intrăm în etapa următoare. Și acum e momentul unei... acum asistăm la o revoluție, într-adevăr, e o revoluție de data aceasta pe care chiar nu o percepem, pentru că este compusă din niște elemente, din niște secțiuni mari la nivel global, pentru că ei deja s-au extins la nivel global, și din niște secțiuni care ne scapă. E mult mai complicat. Când vezi într-o țară, da, au venit iacobini, au venit ăia, au venit știu ce, girondini, au dat pe ăia, au omorât, au tăiat, au spânzurat, au omorât 500 de mii în Vandeia, e clar. Dar acum se întâmplă, apropo de coronavirus. Păi coronavirusul, această criză a virusilor, că nu mă lasă așa de asta, are potențiale efecte pozitive pentru ei nemaipomenite. Mi le și notasem aici. Atacă state deranjante. Justifică criza. Se întâmplă în momentul acesta, sunt mai multe procese care sunt în pregătire pentru justificarea crizei economice, a bulei, a jafului, a jafului uriaș, unii colosal, la care a fost supusă populația planetei. În ultimii 10 de ani, 20 de ani, s-a produs o mutație prin crizele economice care au fost, dar și prin alte. S-a produs o mutație a averilor, a bogăției, a posesiei, a averii. Extraordinar de mare, de la mulți la foarte puțini. Dar și asta e pe de-o parte. Pe de altă parte, s-a furat uriaș, uriaș. Lumea întreagă este datoare 180 de trilioane, 180 de trilioane. Trilioane înseamnă 180 de mii de miliarde. Lumea întreagă. Banii ăștia, dacă toți sunt datori, ăștia înseamnă că pe cineva i-a furat. Banii ăștia când, banii ăștia și acele datorii, ele sunt undeva, se duc la cineva, undeva. Deci toate statele sunt datoare. Cui? Păi unora. Unora care oricum au furat ca să facă chestia asta. Deci asta se pregătește și această acoperire a crizei, aceste crize uriașe care va fi acelui moment al adevărului, se face și prin Trump, se face și prin Brexit. E mult de discutat. Nu vă conving acum. Se face și prin coronavirus, de exemplu. Pentru că la defecțiunile economice care se induc acum și care sunt reale în felul lor, numai că în seama lor va fi pusă mult mai mult. Ce mai face asta? Păi piaptă la populația în zona vârstnică și bolnavă. Hai, dintr-o dată scăpăm de niște pensii, scăpăm de asistență, de asigurări și de nu știu ce, pentru că ăștia mor în primul rând. Se pare că, cel puțin la coronavirusul ăsta, copiii sunt... n-au fost cazuri până acum de morți și nici asta. Deci copiii sunt mult mai bine. Deci e direcționat. Și ce mai face? Ce mai face? Deschide calea spre vaccinarea obligatorie în toată lumea. Și atenție, nu cu vaccinurile de până acum, ci cu vaccinurile genetice. Vaccinurile ADN. Deci nu se nu-ți mai bagă tulpini de nu știu ce, nu, îți bagă niște produse lucrate în laborator care îți modifică ADN-ul ca să îți instruiască celulele tale să
rezistă la orice boală. Dar știm noi care sunt teoretic. Teoretic. Dar care sunt și alte modificări pe care le duc, dar putem avea noi, care știm cât mint. Că totul e... Oameni, nu există aproape cuvânt, sau dacă este, sunt lucruri adevărate, ele sunt puse în așa fel încât doar să ne mintă mai tare în lucrătura respectivă. Putem noi să-i credem că ei vor să ne facă bine cu ceva? Cu nimic nu vor să ne facă bine. Putem noi să credem ce vor să facă? Că să-ți facă asta și până o să te întâlnești cu... Și așa suntem bătuți în cap, cu alte metode științifice științe, cu o populație de sclavi lobotomizați care... Facem și salut și gata. Și care mor când trebuie, genetic îți poate induce să mor la 35 de ani, la 40 de ani. Dintr-o dată, țac, ceasul s-a oprit și poți să-ți fac orice. Iată ce. Doar vreau să spun un singur lucru repede. Deci, multă vreme, eu nu mi-am dat seama cât sunt chiar eu de virusat de aceste clișee, până când am înțeles că, de exemplu, orice revoluție antimonarhică e proastă, e un lucru rău. Și cam toate revoluțiile au fost antimonarhice. De ce? Cum spunea Părintele, monarhia este legătura cu Dumnezeu, este un sistem de drept divin. Monarhul e de drept divin. Nu mă refer acum, ca să nu confundăm personal la cazul României, în general, ca principiu, monarhia e de drept divin și orice revoluție care a, revoluția franceză, de exemplu, care a înlocuit monarhia cu o republică, a fost un lucru rău din start, de la început, în măsura în care din start a vrut să înlocuiască un sistem de stat regalist, că regele poate fi bun sau rău. Nu asta se discută, ci sistemul în sine de drept divin. Cu un sistem republican care este un sistem instituit prin voință pur umană, omenească. Deci orice revoluție este rea, asta am citit de exemplu la Mice Eliade. Mice Eliade are o carte foarte puțin cunoscută, numește Salazar. Și Eliade are acolo un capitol excepțional în care explică ce s-a întâmplat în cazul Portugaliei, cum Portugalia a ajuns de la monarhie la republică printr-o serie de revoluții și de atentate, de tot felul de asasinate, crime, nu știu ce. Deci criza a fost provocată, și nu numai în cazul Portugaliei, provocată prin tot felul, inclusiv în Rusia țaristă, se creează haos, după care vine soluția. Deschisese discuția cu națiunea, cu naționalismul, națiunea. Avem iubire de neam. Avem neam. Neamul, națiunea este un... Uitați-vă în dicționare. E un termen confuz. E un termen confuz. Este baie civică, baie nu știu cum, baie nu știu ce, baie... Lucrurile nu sunt clare. Eu vă propun neamul. Neamul... Neamul românesc. Românesc, bineînțeles că în cazul nostru nu românesc, neamul, care are adâncime istorică. E... De nou. De fapt, neamul nici nu poate să spune, spui de alt neam, dar nu îl definești. Da. Neamul, când vorbești despre neam, îl apropii doar de românesc, atât. Neamul românesc. Nu poți să spui neamul unguresc. Nu o să spui niciodată, o să zici unguri. Da. Nu, sau o să zici ruși. Dar neamul românesc, adică are o subiectivitate aici, în expresie. Vă rog. Nu o să ne întristăm, nu o să intrăm în disperare și nu intrăm în depresie. Ne ținem în mintea în iar și nu ne desnădăjduim. Dar Dumnezeu să fie așa. Mă gândesc acum la ce a spus dumneavoastră, mi-ați deschis trei ferestre de reflexie așa, asupra cuvintelor pe care le folosesc, în limba română mă refer în mod special, și antevorbitorul meu care s-a referit la faptul că se folosesc defectuos niște cuvinte și dumneavoastră cum a spus, este foarte adevărat. Dar pe mine, ca lucrător cu cuvintele, ca și pe dumneavoastră bănuiesc, ne interesează mai mult posibilitatea de penetrare a cuvintelor, nu arhaice le-a spune, ci ortodoxe românești în conștiința oamenilor.
Dezbaterea este lungă și vastă și am purtat-o cu mai mulți, chiar cu reprezentanții ai bisericii, care socotesc că dacă limbajul cel al triodului, cum a spus domnul Derlău, de exemplu, sau al Cazanilor, sau al Ceaslovului chiar, dacă nu va fi adecvat la ora aceasta, va ajunge de neînțeles, oricum este foarte plictisitor pentru anumite generații. Nu e vorba numai de cei tineri, poate să fie și destul de bătrân și dacă nu a trecut niciodată prin triod sau n-a ascultat slujbele de acum, nu de vremea asta a Paștelui, habar n-are și nu va gusta bogăția de înțelesuri. Nu e vorba numai de frumusețea sonoră și muzicalitatea cuvintelor, ci bogăția semantică a fiecărui cuvânt, care, dintre care foarte multe, chiar dacă sunt preluate din alte limbi, sunt intraductibile în alte limbi. O să vă dau exemplu, cuvântul a plini, cum s-ar putea traduce într-o altă limbă? Eu nu am căutat și n-am găsit. Și multe. Este grecesc. Da, a plini este plirono. Plirono, care înseamnă adesăvârșit. Și cum l-am putea traduce în altă limbă? În franceză. Eu nu pot să îl traduc în franceză sau așa, el vine pe filieră grecească. Da. Este un cuvânt înțeles de monahi care au tradus după aceea și au făcut limbajul liturgic. Deci este doar în legătura ortodoxă. Da, exact. Deci nu, doar în zona ortodoxă nu se poate traduce în ca dovadă. Când Părintele Galeriu a fost invitat la o adunare a adventiștilor de ziua a șaptea, i s-a spus: Părinte, dumneavoastră nu țineți Scriptura. Că uite ce spune acolo Hristos: n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Pentru că aceia veneau cu o traducere occidentală care nu putea suporta, mă rog, din limba engleză în limba română, decât a împlini. Și atunci Părintele a spus: dumneavoastră nu citiți bine, pentru că textul nu este a împlini, ci a plini, adică a desăvârși legea. N-am venit să împlinesc doar legea, că n-a venit Hristos doar să ne arate legea, că pentru asta erau destui farisei. A venit să o plinească, deci să o desăvârșească. Deci cuvântul, v-am spus, înțelesurile cuvintelor din Scriptură sunt, și din textele liturgice, doar noi cu grecii ne înțelegem. Nici cu rușii nu ne înțelegem chiar bine, decât pe partea pe care am tradus-o din slavonă. Dar pe partea, adică eu simt, când s-a tradus din slavonă, s-a trunchiat un pic din înțeles. Pentru că atunci când am adus pocăință în loc de metanoia, toată lumea crede că te stăm cu capul în jos, în loc, când metanoia spune, bă, nu, lasă ce a fost jos și ridică capul, că aici e împărăția lui Dumnezeu. Adică trebuie să faci metania până la capăt, adică să te și ridici, numai să rămâi ca musulmanul jos acolo. Știți? Adică e, da, și cu fundul în sus. Da, e o altă rândă, mă iertă. Și bine că am zis, am venit să implementez legea. Da, să implementez. Să implementez o speranță eventuală. Da. Cum este și a nădăjdui și a spera, nu, amândouă înseamnă același lucru. Una provine din latină, una provine din slavonă și înseamnă, de fapt, că aștepta în sens superior, duhovnicesc. Alt aspect care mi s-a părut extraordinar de interesant, pe care altă fereastră pe care ați deschis-o, este aceasta a revoluțiilor și a revoluției în general și a revoluțiilor, în special istoric vorbind, unde s-au petrecut și ați accentuat asupra rezultatelor lor dezastruoase pe care le trăim până în zilele noastre. Revoluție, dacă o iei în sens etimologic, din punct de vedere fizic, înseamnă pornirea dintr-un punct, o mișcare de revoluție și ajungerea exact în același punct de unde ai plecat. Asta înseamnă din punct de vedere fizic. O mișcare, așa. Iar noi, dacă ne aducem aminte de dicționarele comuniste, însemna schimbarea unei orânduiri sociale și altă orânduire socială. Și în fond, cam asta era, să schimba o orânduire socială cu altă orânduire socială. Eu cred și îmi exprim bucuria că nu putem spune că la noi a fost o revoluție, deci nici în 48 n-au fost revoluții, ci niște mișcări, așa, cu tente revoluționare, nici asta n-a fost revoluție, deci asta a fost revoluție. Asta a fost revoluție. Deci revoluție, că orice revoluție în lovitură de asta mascat. Asta este. Nu, dar dacă vreți, mascată... înlocuirea sistemului comunist învechit cu sistemul neomarxist. Da. Asta era. Asta e. Mai nou, modelul. Da, modelul nou, da. Da. Și
modelul bărbatului. Dar eu cred că mântuirea noastră este tot, așa cum spune și Sfântul Sofronie de Essex, este de natură etică, în sensul că toți trebuie să... Nu, asta e rugăciunea noastră de zi, de seară și de prânz, Doamne, învrednicește-mă ca ziua aceasta, noaptea aceasta, îmi pace și pără de păcat să o petrec eu. Da. Îndeplinirea poruncilor, câte sunt, atât cât putem, și lupta individuală cu păcatul care este în noi. Nu este, mi se pare, mie se spune că suntem manipulați, sigur că suntem manipulați, dar ignoranța este și o opțiune, la urma urmei. Ignoranța este și un păcat, la urma urmei. A nu ști, a nu cunoaște, a spune, să zicem că n-am știut, nu te salvează. Nici măcar de judecata ta, de autojudecată. Zic eu, adică trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă cu noi, cu fiecare și fiecare trebuie să optăm. Iar dacă țâșnești așa, e un moment de revoltă când auzi pruncucidere. Pentru că așa este, să ai o tresărire, nu? Dar asta este adevărul, avortul este pruncucidere. Nu poți să te ascunzi după dreptate, că am fost determinat de nu știu ce, ai făcut pruncucidere. Cea mai grozavă ucidere căci un adult care rămâne, cea mai nevinovată ființă umană. Domnul Ghițiu, noi am trăit în care cea mai nevinovată ființă umană, cea mai neputincioasă. Dar păcatul nu ni se ridică așa de ușor și îl ducem în spate cât îi hău. Așa, o singură întrebare a venit mai de mult, o singură întrebare mai... Hai două, veniți, spuneți. Bună seara. Mai în mijlocul. Da, eu unul am ascultat cu atenție tot ce s-a discutat și în cea mai mare parte, nu știu, 99%, 99,5%, eu nu înțeleg și chiar nu pot să-mi permit să zic că-s de acord, bineînțeles. Primul meu contact cu această idee a venit prin poezia Sfântului Ioan Iacob, care la vremea aia cel puțin mi-a rănit rău de tot inima, dar mi-a și dat în același timp și o tămăduire. Și după care am mai citit diverse și anumite scrieri Arsenie Boca, iară destul de foarte tranșante așa. Dar la un moment dat am cumpărat eu o carte, că cumpăram într-o vreme multe cărți, deși nu le citeam, și am deschis-o, Stareții despre vremurile din urmă. Nu mai știu, parcă Stareți din Muntele Atos sau nu mai știu de unde. Ruși. Bun, când am intrat în acele scrieri, la vremea aia, nu știu dacă le-aș reciti acum cum ar fi, n-am putut să continui pentru că erau atât de tulburătoare, dar cumva similare cu ce s-a discutat aici, dar mai grozave. Bun, deci lucrurile astea se spun de mult, se cunosc, se știu, sunt profeții în sensul ăsta, dincolo de observațiile astea și empirice și așa. Și atunci eu vin cu întrebarea, că a fost vorba și de educația copiilor și de cuvânt, lucrurile sunt clare, ce cuvinte se folosesc în casă, pe aia le învață copiii. Bun. Dar eu acum vă întreb problematizând. Eu știu cum o să fac, o să încerc să folosesc cuvintele pe care ar trebui să le folosim, în fine. Dar nu ajungem în situația orică, practic, dacă un copil, nu știu, ipotetic, se duce la liceu, să zicem, și toți zic cu avortul și că avortul e bun și ușesc și peste 30 de ani, să zicem, merge, sau 20 de ani, merge copilul când lucrurile vor fi oricum mult mai avansate și zice copilul, de pildă, ce vorbă, lasă-mă, sau poate să o numi altfel atunci, e pruncucidere. Păi o să-l omoare el alții cu pietre sau cu ghiozdane sau alte asemenea posibilități. Și atunci eu vă întreb, eu văd aici mai multe ipoteze. Ori copilul le duci în spiritul vremii, ceea ce e imposibil că îl distrugi, ori îl educi cu dublă măsură ca în vremea comunismului, nu? Și ajungi la un copil care învață de mic să fie duplicitar, ori nu știu. Pentru că, da, copilul ajunge la o vârstă când înțelege că stai puțin că lucrurile astea pe care le-ai învățat sunt corecte, dar ai grijă cu cine le vorbești, nu arunca mărgăritarele înaintea porcilor. Dar un copil foarte tânăr, el e pur, el nu are anumite griji de tipul ăsta, el e pur, el vorbește, el se manifestă. Și atunci vă întreb cum se poate proceda mai eficient și mai bine încât să fie bine din mai multe puncte de vedere. Știu că nu poate fie raiul pe pământ, dar întreb și eu, mă iertați. Iadul pe pământ e. Nu știu, spuneți dumneavoastră. Mai multe... Mi-a plăcut concizia foarte mult. Mi-aș dori o asemenea concizie.
cer iertare celor de aici pentru lipsa mea de concizie. Și o să încerc să răspund concis după ce se închide telefonul acela. Așa. 1. Oricum despre pruncucidere sau avort nu vorbim cu copilul decât când ajunge la o anumită vârstă ca să înțeleagă el cam ce e treaba. Deci n-o să fie vorba din copilărie despre asta. În al doilea rând, în mod clar, n-o să-l aruncăm pe el să-l facem martir la 15 ani. Și vă spun de ce. Uitați-vă pe pereți aici și o să vedeți că toți acești sfinți au avut o dublă măsură în a vorbi. Adică Sfântul Dimitrie a ajuns procurator, a ajuns guvernatorul Macedoniei, al Tesalonicului. Nu cred că ajungea acolo dacă vorbea cu împăratul, cum vorbea când făcea lecții cu copiii, cu tinerii. El se ducea la biserică, chiar acolo am făcut studiile la Sfântul Dumitru și știu unde făcea cateheze pentru cei care vreau să devină creștini. Acolo vorbea limbajul pe care trebuia să-l vorbească, la școală, evita subiect, probabil în armată, evita orice alt subiect în afară de acela, drept, la stânga, la dreapta și așa mai departe. Adică vorbea doar pe limbajul potrivit ocupației sale. În rest, nu contesta și, în general, nu se contesta în vremea aceea, pentru că noi trebuie să ne ducem, noi ne întoarcem în păgânism, în perioada în care biserica acum pare a fi liberă, dar e lăsată să fie liberă numai atâta cât să se facă de râs. Știți? Adică cât să ai motiv să dai în ea. De asta e lăsată liberă. Zice, uite, e liberă, dar uite ce face. Știți? Dar, de fapt, biserica este la fel de prigonită cum era prigonită în vremea veche. Și atunci, noi trebuie să avem această înțelepciune de a vorbi, de a clarifica lucrurile în familia noastră, cu copiii. Și asta fac zilnic. În momentul în care copilul a ajuns la 13 ani și văd că știe deja că zâmbește când aude ceva, avem o discuție. Clar. Deci discutăm despre problemele astea și știe ce înseamnă LGBT, știe ce înseamnă cutare, știe ce înseamnă cutare. Vorbim, avortul e ucidere de copil, indiscutabil. Înțelegeți? Adică îi clarificăm conținutul cuvintelor și eu asta le spun copiilor. Evitați discuțiile pe subiect, în primul rând. Nu aveți de ce să interveniți în discuții cu alți copii care nici măcar nu sunt. Deci ei se pot înfierbânta și pot deveni violenți, pentru că așa au fost învățați de pe Facebook sau de nu știu ce, și nu au niciun câștig din ceea ce vor face. Poate, nu știu, bani. Dar eu zic că nu e cazul, bineînțeles, nouă, ca slujitori ai bisericii sau domnului Ghițiu, ca om de atitudine sau... Nu ne revine această obligație de a vorbi limpede. De a nu face, de a nu lăsa confuzii în limbaj. Știți? Iar acum vreau să revin puțin asupra monarhiei. Și să haideți să mai deconstruim ceva. Cum face... nu că n-aș fi vrut să avem rege. Adică din posibilitățile pe care le aveam la un moment dat, aceasta era în mod clar cea mai bună. Să zic așa. Nu s-a vrut. Știți când a apărut regalitatea ce a însemnat apariția regalității în poporul evreu? A însemnat o revoluție. Au cerut. Dați, asta este alarma ca să-l întreb pe fiul meu ce teme are mâine. Așa. O să mă duc să-l întreb. Așa este, a fost o revoluție. A fost o revoluție. S-au dus la Samuel și au cerut, noi vrem rege. Samuel cine era? Judecător. Ce însemna judecător? De la Moise îl avem pe Iosua. Iosua lui Navi este primul judecător care conduce poporul într-o, să zicem, într-o formă teocratică, absolut teocratică. Deci singurul care vorbește, legea lui Dumnezeu este legea poporului. Punct. De la Moise, legea lui Dumnezeu, legea poporului. Se duc la Samuel, vrem lege. Și atunci, dacă citiți în Cartea Regilor, să vă uitați frumos cum le spune Dumnezeu, ce spune Samuel să le spună. Vă vreți rege? Bun. O să trebuiască să vă dați copii,
o să trebuiască să plătiți impozite, o să trebuiască să dați parte din averile voastre, dacă vrea să treacă pe pământul vostru, o să treacă pe pământul vostru. Tot dreptul regal este transcris la Samuel. Tot ceea ce au făcut monarhii. Dar totuși, în primă fază și până în zilele noastre, monarhiile sunt de drept divin. Dar după Cromwell, am vorbit cu domnul Ghițiu, prima revoluție nu e franceză, e engleză, lângă monarhie se înființează parlamentul. Adică o putere a poporului, ceva care vine să oarecum să controleze pe monarh. Adică mai ai grijă că suntem și noi aici. Bineînțeles că reprezentantul devine de fapt un exploatator în plus al poporului, dar nu de drept divin, ci de drept propriu. Știți? Și plătit în același timp. Și așa se ajunge până la democrațiile absolut aberante de astăzi. Democrație însemna 12 bătrâni care gândeau și ziceau în Grecia antică. Astăzi deja sunt în abandonare. Așa democrațiile pierd, totul este la puterea, mă rog, undeva. În altă parte. N-are importanță. Deci lucrurile sunt, deci totul e din revoluție. Dar prima revoluție totuși care este? Prima revoluție este a fraților lui Iosif împotriva lui Iosif. Țineți minte. Asta de pe pământ. După aia deci, când vin după aceea, prima revoluție după pământ este când 10 frați aud de visul lui Iosif, de două visele lui Iosif și hotărăsc ei că nu va fi Iosif stăpânul lor. Pentru că Iosif era al 11-lea copil. Dar el a primul copil din femeia pe care a vrut-o Iacob și pe care nu i-a dat-o Laban. Deci era primul copil al Rahelei. Dar Laban, când a văzut, a zis, nu, mai întâi fata mare, ia pe fata mare, ia-o pe Lia mai întâi. Și atunci primii copii sunt cu Lia și cu slujnica Liei și după aia cu slujnica Rahelei, pentru că Rahela încă nu făcea copii. Și primul copil este Iosif, deci el era moștenitorul de drept. Și atunci moștenitorul de drept este detronat de frații lui și vândut în Egipt. Și la sfârșit, când se întorc toți, apropo de lipsa de deznădejde și de faptul că treci prin ce a trecut Iosif, prin ceea ce suntem chemați să trecem noi astăzi. Iosif trece prin, este dus în peregrinarea aceasta din fără voia lui ca rob în Egipt, acolo e vândut ca rob, slujește ca rob, e pedepsit pentru cinstea lui, că n-a vrut să păcătuiască cu femeia stăpânului lui, este dus în pușcărie, în pușcărie Dumnezeu descoperă că este cu el și descoperă două vise, unul din cei doi moare, celălalt rămâne, dar uită de el și ajunge iarăși lângă faraon, până când vine visul faraon și faraonul descoperă pe Iosif și vin cei 7 ani de foamete în care poporul, de cei 10 frații ai lui, 11 cu Veniamin, dar era nevinovat, 11, vin să ceară mâncare. Și știți cum se întâmplă, că este adus la sfârșit, după înmormântarea lui Iacob, se întorc frații și zic, frate, iartă-ne, știi? Și ce zice Iosif? Tot răul vostru Dumnezeu l-a întors în bine. Deci, noi știm că Tatăl nostru este cu noi. Noi știm că Dumnezeu este cu noi. Dar mai știm ceva, că majoritatea timpului noi nu suntem cu El. Și atunci aici e marea problemă. Normal că ești în criză. Ce înseamnă criză? Etimologic. Judecată. Ce spune Hristos când vine? N-am venit să judec. Am venit să vă mântuiesc. Am venit să caut oaia cea pierdută. Am venit să caut drahma cea pierdută. Am venit să caut pe fiul risipitor. Am venit să caut pe vameș, pe păcătoși. Am venit să caut pe cei care au nevoie de doctor. Păi dacă noi suntem așa de deștepți, nu mai are nevoie, nu avem nevoie de doctor. Dacă noi nu ne aplecăm asupra neputințelor noastre. Slavă Domnului că vine postul mare. Și foarte bine a picat așa tema pe care o discutăm azi. Pentru postul mare. Ca să fie o temă de reîntoarcere în adevăr. De reîntoarcere către Dumnezeu. De reîntoarcere din risipire. De reîntoarcere din părerea de sine. Că suntem noi mari și tari.
că pe noi nu ne atinge nimic. Cum a declarat primul ministru, la noi nu-i fiu caz. Bine mai, dacă zici tu, nu-i niciun caz. Asta ca să nu spui că n-ai nici halate, nici măști, nici combinezoane. Da. Și vreți să-l mai votați pe ăsta? Mai votați. Așa. Și alte lucruri de genul ăsta. Deci noi trebuie să căutăm să ne întoarcem acolo unde este locul nostru. Judecata. Păi poate să mai existe. Ce zice? Nu judeca pe altul, dar judecă-te pe tine. Judecă-te pe tine. Criza este în primul rând în tine. Cum a spus foarte frumos la început de astăzi. Doamne, problema principală e că eu nu sunt cu Dumnezeu. Asta e criza mea. Adică judecata mea s-a și făcut. Nu spune Hristos înainte să fie răstignit că judecata acestei lumi, că stăpânitorul acestei lumi a și fost judecat? Prin cruce lumea s-a judecat. Nu mai este o altă judecată, să știți. Adică judecata va fi așa în care te duci și tu și ești prezent. Dar este judecata în funcție de cruce. Atât. De iubirea lui Dumnezeu și de felul în care tu ai primit-o sau nu ai primit-o. De mărturisirea lui ca Domn și Dumnezeu sau de căutarea de subterfugii. Asta e toată judecata. El ne iubește și zice, ia spune, cum a zis cineva, încă mă iertați, că acum sunt, trebuie să recuperez fiecare lucru pe care l-am auzit zilele astea, pentru că nimic nu e întâmplător, nu? Suntem în biserica unde a slujit Părintele. Mi-a zis, am vorbit cu cineva, un om la care acum 6-5 ani când l-am cunoscut, nu credeam că va fi ce este astăzi. Am nădăjduit doar. Și Dumnezeu a făcut mai mult decât am nădăjduit eu. Și a discutat 3 minute despre crez. Ați urmărit câte verbe sunt în crez? 3. Adu, 3 verbe, 3 verbe la persoana întâi. Singular. 3. Cred într-unul Dumnezeu cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, și într-unul Domnul Iisus Hristos, tare, 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 și mărturisesc și aștept. Mai vreți? Cred, mărturisesc și aștept. Astea-s trei verbe. Astea-s viața noastră. Cred, mărturisesc și aștept. De-aia nu trebuie să lipsească crezul din rugăciunea omului. Pentru că doar atâtea sunt. Cred în ceea ce s-a făcut, mărturisesc în prezent și aștept viitor. Deci se închide toată istoria. În 3 cuvinte. În 3 fraze. Să zicem așa. Deci, nu, eu nu cred că... Nu știu. Poate să facă ce vrea. Vrăjmașul. Și își face. Tot răul lui se poate întoarce în bine. Tot răul lui se va întoarce în bine. De curând am ajuns la ideea, am înțeles acesta cu revoluțiile care nu sunt bune și eu, dar n-am atâta cunoștințe cât aveți dumneavoastră. Dar nădăjduie să facem schimbarea din lăuntru. Metanoia aceea, adică schimbarea mentalității pentru împărăția cerului. Pentru lumină. Atât. Nu trebuie să ne oprim în a vorbi de lucrurile astea pe care le vorbim. Pentru că ele fac parte din mărturisesc. Dar să nu uităm ce așteptăm. La un moment dat s-ar putea să nu mai fim. S-ar putea să ni se închidă gura. S-ar putea să vorbim doar singuri. Dar o să vorbim cu Dumnezeu. Și puterea pe care o vom avea să vorbim cu Dumnezeu, dacă am mărturisit ce trebuie, va fi mare. Da, nu știu dacă mai vrea cineva să vorbească. Un cuvânt, Madi, un cuvânt. Pentru că e ucenica Părintelui și pentru că până acum a lipsit. Astăzi îi lăsăm să plinească lipsa. Lipsă de smerenie. Da. Nu mai era de vorbit după ce a zis Părintele, dar îmi permit așa, ca un smerit cu o lumină în care am înțeles și am unificat ce s-a vorbit aici,
S-a vorbit foarte mult despre cuvânt, cuvinte și aș vrea să adaug aici o mică temă. Cui adresăm aceste cuvinte? Pentru că în funcție de cui ne adresăm, ne adaptăm discursul. Spunea Părintele Cristian să folosim cuvinte de la Dumnezeu. Păi de unde ne vin? Ne vin tot printr-un dialog. Învățăm să vorbim prin dialog. Și atunci cred că ceva ce ar unifica tema asta și antidotul la toate, la toți virusii, toate războaiele astea și molimele mediatice și într-adevăr, cuvântul are putere, cred că antidotul ar fi exact ăsta. Să avem întotdeauna în față adresantul cu A mare. Adică începând cu acea adresare lui Dumnezeu, sigur că vom folosi, în rugăciune nu putem folosi decât cuvinte de la Dumnezeu. Sigur că adresându-ne aproape lui și văzând în el, văzând tot fratele nostru, chipul, adresându-ne lui Hristos din el, nu o să mai putem să folosim cuvinte, nici măcar cum ar fi democrație, puterea poporului și așa mai departe. Și tot aici ar sta și, mă gândesc, adică și cheia educației, adică copiilor noștri, cu cât mai mult o să învățăm să cultive acest dialog interior și cu cât o să o facem și noi mai mult și cu cât adresantul atât al nostru interior din rugăciune, cât și al nostru din dialog o să fie Iisus, o să fim din ce în ce mai inspirați să găsim cuvinte, o să știm ce să spunem și cred că o să fim foarte puțin manipulabili. Și mi-amintesc acum, pentru că tot a fost evocat la început, Părintele Galeriu, cei care l-ați auzit predicând și probabil mulți l-ați auzit predicând pe internet, ați realizat ce perfecțiune a cuvântului și ce subtilitate a cuvântului avea și cum putea să vorbească și cu Cezarul și cu adventiștii și cu toți reprezentanții sectelor, cu fiecare avea impresia că e pe limba celui cu care vorbește, era pe limba părintelui și la părintele adresantul simțeai că este unul singur, atât tu cât și Iisus din tine. Și dacă țineți minte cum începea și sfârșea întotdeauna și cu câtă dragoste folosea în predici adresarea iubiților. Adică, și gata, părinte, ca să nu mă trăzniți. Gata, că ce urmează o să dureze.